Poliția germană a făcut publice imagini care surprind momentele în care românii din München i-au mulțumit unui polițist german născut în Brașov, care le-a oferit apă în timp ce îi așteptau la cozi uriașe pentru a vota la alegerile europarlamentare. Înregistrarea a devenit virală în doar câteva ore. Imaginile surprind momentul în care românii, care au stat la cozi uriașe în fața consulatului român de la München pentru a reuși să-și aleagă europarlamentarii, le mulțumesc polițiștilor germani. Unul dintre agenți, originar din Brașov, a izbucnit în lacrimi emoționat de răspunsul românilor. Polițiștii germani au postat și ei la rândul lor imagini pe Facebook, însoțite de textul: moment emoționant la alegerile europene. Duminica trecută la München am văzut cum arată adevărata apreciere. Este știut faptul că polițiștii germani au găsit o soluție salvatoare pentru a le permite să voteze sutelor de români care au stat la cozi uriașe formate în fața consulatului. Au amenajat cu ajutorul unor garduri metalice un perimetru larg, pe care l-au considerat drept teritoriu al consulatului. Astfel, românii aflați în interior au votat cu toții. În cazul polițistului german născut în Brașov, emoția a fost fără margini. Joi, în ședință ordinară de plen, președintele Consiliului Județean, Adrian Veștea, a propus ca Autoritatea Teritorială de Ordine Publică din Brașov să-i acorde polițistului german născut în Brașov o distinție. Este un moment de emoție, este un moment pe care l-am văzut cu toții. Cred că astfel de români ies din ce în ce mai mult în prim plan. Mă bucură foarte mult că este brașovean. Cred că ar trebui să merite și el o distinție, o plachetă pentru gestul care l-a făcut și pentru mândria noastră că un brașovean a avut o astfel de abordare.